Așa, pe aici e la apoteca. Facem niște echilibristici pe aici. Da, da, exact. S-a păstrat totul. Mai vin oile, probabil, pe aici. Numai eu am fost de 10 de ori. Aolea, ce rasă. Mă duc cu pietrele alea cu tot. Așa, asta e. Dacă eu luam pe drum, e o băltoacă mare. Aici undeva, ăla-i drumul forestierul, se formează, uite acolo, uite, am adus aminte de ea, uite, exact, așa că știu să o evit pe aici. Deja știu pe aici, aici lăsați-o niște semne cu Ștefan prin pădure, cum să ne întoarcem, să știm. Că ne grăbeam de alta și să nu pierdem timp până găsim drumul cel mai scurt. Pentru că de ajuns tot ajungeam noi undeva, dar ne grăbeam, trebuia să-l duc la Roman, să ia trenul spre București. Da, uite ce frumos, ce braț super. Aer curat și valea asta, cred că o e superbă, superbă.